Murăturile sunt foarte importante pe masa românilor, mai ales în perioada de iarnă. De cum începe toamna, borcanele și butoaiele se umplu cu ardei, varză, castraveți și ce mai preferă fiecare. Este sezonul murăturilor, iar gospodinele au început să se pregătească pentru iarnă. Deși rafturile din magazine ia ochii fiecărui trecător, majoritatea doamnelor preferă să își pregătească singure borcanele cu bunătăți. Voastră faceți murăturile în casă sau le cumpărați? Le facem în casă, cum să le cumpărăm? Păi da. Ce murături faceți de obicei? Amestecături, varză, gogonele, ardei, sfeclă, roșie. Lipsite din casa dumneavoastră? Nu lipsesc mai, că asta e baza, iarna. La friptură, la... La orice. Și la fasole merge. Rămurăturile, le cumpărați sau le faceți în casă? Da, îmi fac acasă eu, da. Îmi fac acasă. Din fericire am un pic de grădină, mai și cumpăr câte ceva, ceea ce nu am eu în grădină să iau, atunci mai cumpăr și îmi fac acasă. Ce puneți de obicei? La murături? Tot felul, de la sfeclă roșie, țelină, varză roșie, varză albă, gogonele, castraveți. Sunt lipsite din casa dumneavoastră. Lipsite, absolut. Stau în bece acolo toată iarna. Cine muncește vara, iarna poate sta liniștit. Aceasta este deviza gospodinelor care muncesc de zor pentru a-și umple cămara cu provizii pentru sezonul rece. Murăturile le faceți în casă sau le cumpărați? De ce să spun, eu nu cumpăr. Așa? Dar am o cumnată de-a mea, sora lui bărbatul meu la țară și mi le-a făcut. Și n-am treabă. Deci eu toate sunt de făcute gemuri, compoturi. Eu le primesc de la cumnata mea de la țară, știu că le mănânc din grădină, nu de aici, nu știu ce. Nu știu ce să mai spun, că ne frică și o pâine să o iei sau ceva, că nici nu știu ce iei. Sunt nelipsite murăturile din casa dumneavoastră? Da, sunt toți anii noi. Și acum ne pregătim pentru varză, deci toate le luăm... N-avem ce să facem, varza o cumpărăm, n-avem ce să facem, nu a putut cumnata mea să pună, dar ăștia murăturile mele, în fiecare an, cumnata mea mi le aduce. Când se trece de la vară la toamnă și când legumele proaspete apar în piețe, pregătirea murăturilor este aproape o tradiție pentru fiecare gospodină. Toată treaba se termină cu o cămară plină cu borcane multicolore care vor face deliciul meselor la iarnă, mai ales la Crăciun sau Anul Nou.